Ok, să zicem că aveți un blog și vreți să faceți cum am făcut eu pe site-ul meu. Să puneți un buton cu abonare și oamenii se poate să-și introducă adresa de e-mail și să se aboneze la mesaje și newsletter-ul se trimite automat. Cum am făcut chestia asta? E o campanie de tip RSS to email. Și pentru asta, hai să mergem pe MailChimp, ne ducem Campaigns și dăm Create Campaign. Și el te întreabă de care vrei să trimiți și acum vom trimite o campanie de tip RSS. El mă întreabă acum, de unde să iau feed-ul de articole? Și ca să găsiți feed-ul, cel mai simplu este să vă uitați în sursa site-ului, clic dreapta pe pagină și View Page Source, majoritatea browserilor au funcția asta, și căutați pur și simplu RSS. Și în cazul ăsta este feed-ul acesta. De multe ori este un site, un feed de genul acesta, arată ceva de genul ăsta. Dar în cazul ăsta specific, eu mi l-am customizat și al meu este diferit. Și mă întreabă, când vrei să se trimită? Eu aleg de multe ori, în fiecare dimineață la ora 8, Eastern European Time. Aceasta este preferința mea. Puteți alege, de exemplu, să nu se trimită sâmbătă și duminica. Și dacă public un articol vineri seara, de exemplu, el va ajunge luni dimineață. Cum considerați? Asta e o chestie de gust. În general, mi se pare ok în fiecare zi la 8 dimineața. El va trimite în fiecare zi la 8 dimineața toate mesajele, dacă există, din ziua anterioară. Adică dacă eu public azi 10 articole, mâine o să-mi trimită 10 articole. Dacă azi nu public nimic, mâine nu va trimite niciun mesaj. Dau Next. Și mă întreabă, către cine vrei să trimiți? Aici vă alegeți o listă de abonați. Aici dați un titlu pentru uz intern. Ei, aici e o chestie interesantă. Acesta este subiectul standard, dar eu nu vă recomand să-l păstrați. Dacă vă uitați și scrie aici, RSS Feed Title. Ăsta este titlul feed-ului, adică în cazul ăsta se poate customiza. Eu folosesc FeedBurner și se poate customiza, dar în principiu e ceva gen articole noi olivian.ro sau o chestie de genul ăsta. Și ăsta este data articolului. Dar eu nu vreau să citesc în fiecare zi mesaje noi de la olivian.ro din data de 3 ianuarie. Mesaje noi de la olivian.ro din data de 4 ianuarie. În fiecare zi să-mi vine asta. Mult mai ok. Este o variantă pe care vă recomand acum și care arată ceva de genul ăsta. MailChimp spune că există unele probleme. Eu am folosesc de ceva timp și n-am avut nicio problemă cu chestia asta și înseamnă așa. RSS Item Title. Deci nu e Feed Title, Item Title. Item Title, dacă eu public, preia ultimul, titlul ultimului articol, dacă eu public azi 10 articole, mâine se va trimite un newsletter cu titlul celui mai recent articol publicat de către mine. Nu cu titlul olivian.ro, ci cu titlul celui mai recent articol publicat de mine. Și va avea textul ăsta care e standard și data. Da? Asta este varianta pe care vă recomand și vouă. Să scrieți, să puneți codul acesta, o să fie în descrierea mesajului, să puneți codul acesta în titlul mesajului, cu RSS Item Title, dacă trimiteți mesaj de tip RSS. Aici vă alegeți un from email și from nume. Aici puteți să puneți și full name și full name, cum considerați. Stai să copiez textul să pun să salvez să vi-l trimit. Full name și aici pun un full name, da? E opțional, nu e, e mai puțin important. Aleg pre-design și la template, la categorii, debifez categoria curentă și bifez scuze. Am greșit. Dau change template, mă avertizează că mă anunță cum trebuie să fac setările. Dau pre-design și la categorie aleg RSS to email. Și astea sunt template-uri speciale pentru RSS. Pot să folosesc și alte template-uri sau pot să-mi fac eu un custom, dar astea sunt de preferat. În principiu, ele de fapt sunt trei newslettere, doar trei template-uri, pe o coloană, pe o coloană cu două bare laterale sau cu trei. Și aici iarăși cu mici variante. Dintre toate astea, eu în general o prefer pe aceasta. Șterg textul acesta. Acesta îl traduc. Asta iarăși traduc. Am dat la deja de două ori am două clipuri cu chestia asta. Trebuie traduse lucrurile astea.
Aici vă gândiți dacă vreți să afișați, aici sunt articole recente, mai puțin cele 10. Deci aici imaginați-vă că vin 10 articole unul după altul dacă 10 am publicat și aici vin de alaltă ieri. Deci astea sunt articolele de ieri și astea sunt de alaltă ieri. Vă gândiți dacă vreți să le păstrați sau nu. Puteți traduce titlul acesta. Sau puteți să-l ștergeți complet. El, acesta trebuie păstrat. Titlul, în schimb, nu. Așa. Aici eu v-aș recomanda să scoateți asta și inclusiv conținutul. Cum considerați? Dacă știți că publicați în fiecare zi mai mult de un articol, păstrați content. Dacă știți că în fiecare zi un singur articol, nu are sens să mai afișați cuprins. Că n-ai ce cuprins să afișezi în cazul ăsta. Și ăsta iarăși vă gândiți dacă vreți să păstrați, să mai puneți încă o dată titlul. Eu pun de obicei logo. Nu aș repeta încă o dată titlul, să mai pun Nu aș repeta titlul, să-l mai pun a doua oară. Și aici vin, ăsta e un cod care zice că se repetă, da? Deci chestia asta se repetă pentru fiecare articol nou publicat. Și aici vine titlul, data, autorul, imaginea și conținutul. Ce mai fac de obicei este să modific textul de la Read More și îi zic așa. Vezi articolul pe blog și comentează. Ăsta ar fi sensul în cazul meu când faci click. De asta îi face click. Ca să-l vezi pe blog, dacă vrei să vezi ceva pe blog, ca să-l comentezi. Hai să vedem un pop-up preview. Așa va arăta. Ăsta este un articol publicat și articole recente. Arată destul de bine. Iarăși, vă gândiți dacă vreți să păstrați asta sau nu. Eu nu aș păstra-o, aș intra direct în subject line. Iarăși, articole recente. Și cam așa arată. Astea trei traduse. Îi dau la plain text, nu uit să dau copy from HTML, cred că v-am zis de foarte multe ori asta. Și acum mă duc la confirm. N-are nicio opțiune de schedule, am doar de început campanie. Dau start RSS și când am dat start RSS, în fiecare zi la ora 8, de la feed-ul ăsta se vor trimite mesaje cu setările de aici. Cam așa se transmite un feed RSS.